Cele mai noi date arată că peste 70.000 de ucraineni au trecut până acum prin toate punctele românești de trecerea frontierei. Vămile sunt în continuare aglomerate zi și noapte în sighetul Marmației. Cei care vor să iasă din Ucraina așteaptă și 36 de ore până ajung pe pământ românesc. Colega noastră Simona Vasiac este și acolo. Simona, bine te-am găsit. Care este situația acum la tine? Bun găsită, și în nordul țării, la sighetul Marmației, este foarte frig. Tocmai de aceea, gândul voluntarilor care îi așteaptă aici pe ucraineni este la mamele cu copii care așteaptă de zeci de ore pe partea cealaltă, pe partea ucraineană. Prin acest punct de frontieră, în ultimele 24 de ore au trecut 2500 de ucraineni, iar dimineața am văzut imagini de-a dreptul emoționante. Mulți copii care erau însoțiți de mama lor, iar ceea ce ne-a șocat oarecum cel mai mult era faptul că unul dintre copilași avea o pușcă de lemn. Sunt imaginile despărțirii de familie aici, în vama din sighetul Marmației, familiile care și-au lăsat bărbații în țară și ajung doar mamele cu copii. Simona, îți mulțumim!